Bună seara! Lecția 4 din caietul de vacanță, clasa a 8-a. Am selectat câteva exerciții ca să nu vă fie nici prea greu, nici prea lung testul. Dar înainte de a începe, vă rog foarte mult, dragii mei, deschideți acest canal când aveți timpul și dispoziția necesare. Scuze, pentru că am observat că foarte mulți dintre voi vizionați un minut, un minut și 30 de secunde. În acest timp, nu numai că nu învățați nimic, nici măcar nu reușesc să lucrez un exercițiu sau să exprim cerința. Prin urmare, reiau rugămintea către voi, deschideți canalul de YouTube ca să lucrăm atunci când aveți și timp și dispoziție. Bun, primul exercițiu este de vocabular. Sunt câteva cuvinte derivate și cerința este să fie menționat cuvântul de bază, rădăcina și sufixul sau prefixul. Cuvântul dat este amărăciune, care este cuvânt derivat de la cuvântul de bază amar, rădăcină sau radical amar, plus sufixul ciune. Colecționar este cuvânt derivat de la cuvântul de bază colecție, rădăcină sau radical colecții, plus sufix onar. Farfurioară este cuvânt derivat de la cuvântul de bază farfurie, radical sau rădăcină farfurii, plus sufix diminutival, oară. Meșteșugărie este cuvânt obținut prin derivare de la cuvântul de bază meșteșug, rădăcină meșteșug, plus sufix ărie. Pietriș este cuvânt derivat de la cuvântul de bază piatră, rădăcină sau radical pietr, plus sufix iș. Sfârșeală este cuvânt derivat de la cuvântul de bază a sfârși, rădăcină sfârș, plus sufix ială. La exercițiul următor, ni se cere să descoperim intrusul. Și cuvintele sunt următoarele. Deoarece, câine lup, Cluj-Napoca, făt frumos, greco-catolic și argint viu. Să ne uităm cu atenție și să observăm care este intrusul. Intrusul este deoarece, pentru că nu este un cuvânt compus prin alăturare cu cratimă, așa cum sunt celelalte. Eu vă sugerez să scrieți exercițiile ca să le puteți înțelege. Următorul grupaj, Dex, Eurasia, Cec, Olav, Sud-Vest, UNICEF. Care este intrusul? Intrusul este cuvântul Sud-Vest, pentru că este un cuvânt obținut prin compunere, prin alăturare cu cratimă și nu prin abreviere, ca și celelalte cuvinte.
Următorul grupaj, arbore de cacao, an lumină, atotputernic, galben închis, niciunul, prim balerin. Intrusul este niciunul pentru că, spre deosebire de celelalte cuvinte compuse prin alăturare sau prin sudare, care arată însușiri, acesta, mă refer la niciunul, este un pronume negativ, nu arată nicio însușire. Explică cuvântul teleșcoală. Care este sensul acestui cuvânt? Teleșcoală înseamnă școală cu ajutorul mijloacelor tehnice vizuale auditive. Combine elementele de compunere savante din tabel, notează apoi cuvintele obținute și sensurile lor. Prefixoidele sunt, le notați unul sub altul, astro, franco și zoo. Sufixoidele sunt fog, log, fil. Cuvintele obținute și sensurile lor. Primul cuvânt obținut este astrolog. Sensul, persoana care studiază astrele. Al doilea cuvânt, francofob, persoana căreia nu-i place limba franceză, o respinge. Și al treilea, zoofil, persoana căreia îi place zoologia, care se ocupă de așa ceva, este atrasă de zoologie. Exercițiul 4. Alege varianta corectă a compuselor din propozițiile de mai jos. Și avem propoziția totodată au devenit prieteni. Totodată scris legat și scris în trei cuvinte. Tot o dată. Care este varianta corectă? Cuvântul scris legat totodată, care înseamnă în același timp. Al doilea enunț, a întâlnit un adevărat binefăcător. Binefăcător scris legat într-un cuvânt sau scris în două cuvinte, bine și făcător. Varianta corectă este cuvântul binefăcător scris legat sub forma unui singur cuvânt. Următorul enunț, bineînțeles sau bine înțeles, în două cuvinte, că nu m-am supărat. Care este varianta corectă? Cuvântul scris legat, adică bineînțeles sub forma unui singur cuvânt, sau bineînțeles sub forma a două cuvinte? Varianta corectă este un singur cuvânt, bineînțeles. Gestul lui este binevenit, fără cratimă sau binevenit cu cratimă. Varianta corectă este fără cratimă. Câțiva noi născuți sau nou născuți sau îmbolnăvit. Care este varianta corectă? Noi născuți sau nou născuți? Varianta corectă este nou născuți pentru că s-au născut de curând. Sunt un element nou al vieții. Subliniază substantivele provenite din alte părți de vorbire și notează din ce parte de vorbire provin.
Coborâtul scărilor este un chin pentru cățelul meu. Substantivul coborâtul provine din verbul a coborâ. Alintatul ăsta este fratele meu. Substantivul alintatul provine din adjectivul alintat. A devenit substantiv prin articulare. Mă înțeleg bine cu pasionații de tenis. Pasionații este substantiv provenit din adjectiv, care la rândul lui a provenit din verb la participiu. Sofia își caută sinele. Sinele este substantiv provenit din pronume. Și eu am un of, să știi. Un of este substantiv provenit din interjecție. Exercițiul următor spune așa. Scrie enunțuri în care să folosești un substantiv provenit dintr-un adjectiv. Frumosul este apreciat de toată lumea. Frumosul este substantiv provenit din adjectivul frumos prin articulare. Un substantiv provenit din adverb să fie introdus într-un enunț. Binele pe care îl faci ți se întoarce. Binele este un substantiv obținut din adverbul bine. Menționează adjectivele provenite din alte părți de vorbire și notează din ce parte de vorbire provine fiecare. Sofia nu este mulțumită de înfățișarea ei. Mulțumită este adjectiv provenit din verb la participiu. Am găsit mâncarea aburindă când am ajuns acasă. Aburindă este adjectiv provenit din verb la gerunziu. Ana este considerată o femeie bine. Considerată este adjectiv provenit din verb la participiu și bine din grupul femeie bine este adjectiv provenit din adverb. Cărțile citite te ajută să-ți formezi o imagine proprie despre viață. Citite este adjectiv provenit din verb la participiu. Scrie enunțuri în care să folosești un adjectiv provenit din verb la participiu. Exercițiul scris de tine este corect. Scris este adjectiv provenit din verb la participiu. Și apoi un adjectiv provenit din adverb. Mersul târâș este des experimentat în război. Târâș este un adjectiv provenit din verb, din adverb, pardon, din adverb. Adverb de mod. Menționează adverbele provenite din alte părți de vorbire și spune fiecare din ce parte de vorbire a fost obținut. Sofia gândește profund. Profund este adverb provenit din adjectiv. Focul arde mocnit. Mocnit este adverb provenit din verb la participiu. Vorbește bolborosit căci are emoții. Bolborosit este adverb provenit din verb la participiu. Vara merg la bunici.
Vara este adverb de timp provenit din substantiv. Preferă să lucreze dimineața. Dimineața este adverb de timp provenit din substantiv. Scrie enunțuri în care să folosești un adverb provenit din adjectiv. Nu-mi plac acțiunile pe nepregătite. Pe nepregătite este adverb obținut din adjectiv. Iar acum un verb la participiu care devine adverb. Dorințele exprimate pot fi realizate. Adjectivul exprimate provine din verbul la participiu. Arată din ce părți de vorbire provin prepozițiile din enunțurile următoare. S-a așezat dedesubtul scării. Dedesubtul este prepoziție provenită din adverb. Sofia află lucruri interesante grație anonimului care îl scrie. Care le scrie ar fi trebuit să fie aici. Grație este prepoziție provenită din substantiv. Mulțumită profesorului am reușit să înțeleg lecția. Mulțumită provine din verb la participiu. Scrie enunțuri în care se folosește o prepoziție provenită din adverb. Deasupra tabloului este o veioză. Deasupra e prepoziția. Verb la participiu care devine prepoziție. Datorită mamei am învățat să gătesc. Menționează care sunt cuvintele provenite prin conversiune și precizează valoarea morfologică pe care o au în context, cât și valoarea morfologică inițială. În enunțul, frumosul este un ideal pe care orice artist îl urmărește. În acest context, frumosul are valoare morfologică de substantiv și provine din adjectiv. Este pricepută la toate. În context, pricepută are valoare morfologică de adjectiv și provine din verb la participiu. Îmi place să mă plimb seara. Seara este adverb și provine din substantiv. A ajuns înaintea tuturor. Înainte este adverb, iar în context este prepoziție. Deci, înainte, înaintea tuturor, prepoziție care a provenit dintr-un adverb. Scrie ordonat. Ordonat este adverb provenit din verb la participiu. Ce sens au neologismele? Și formulează cu acestea enunțuri. Fortuit înseamnă întâmplător, petrecut pe neașteptate. Și un enunț, venirea fortuită a părinților la școală a mirat-o pe dirigintă. Lucrativ este adjectiv și înseamnă care aduce câștig, profitabil, rentabil, folositor, util. Patronul a spus că aceste spații lucrative pot fi închiriate,
muncitorilor sau oricui altcuiva. Vindicativ este adjectiv și înseamnă răzbunător. Mi-a dat un medicament nepotrivit, căci este un om vindicativ. Avem, dragii mei, exercițiul 1 în care observați că sunt în aceste bule folosite câteva exprimări, unele colocviale, altele care fac parte din registrul obișnuit al limbii, iar altele mai deosebite, academice. Sper că le vedeți bine, da? Haideți să vedem cum stau lucrurile. Registrul solemn, registrul oficial. Să plecăm deoarece vom rata pelicula proiectată azi. Nu este nicio urgență. N-ați mai văzut-o? Această exprimare este una solemnă, academică. Registrul standard. Să mergem pentru că pierdem filmul. Nu e nicio grabă, nu l-ai mai văzut? Și registrul familiar. Să ne mișcăm că o să scăpăm filmul. Nu-i grabă, nu l-ai mai văzut? Găsește câte un sinonim din limbajul standard pentru termenii din limbajul solemn de mai jos. A conversa. Sinonimul este a discuta. A constrânge. Sinonimul este a forța. A oxida. Sinonimul este a rugini. A radia. Cele două sinonime, pentru că poate avea două sensuri diferite, sunt fie a se bucura, într-un exemplu de genul radiază de fericire, fie a transmite. Metalele grele radiază. A utiliza, sinonimul este a folosi. A pleda, sinonimul a expune verbal, a vorbi. Dragi elevi, acesta a fost testul 4. Vă amintesc că îmi doresc să susțin gratuit acest canal, unde voi veți întâlni lecții de limba română și de limba engleză pe perioada de vacanță, iar de când va începe școala, vom lucra din manualele de la școală, fiecare lecție și fiecare exercițiu pentru fiecare clasă în parte. Pe acest canal de YouTube mai găsiți cursuri de engleză, cursuri de română la diferite niveluri. Pentru frații mai mici, povești pentru copilași drăgălași, pentru mămici, serialul pentru tine, doamna mea. Vă rog, mai transmiteți și altora informația despre acest canal de YouTube. Vă mai rog, din nou, reiau rugăciunea de la început, să veniți pe acest canal, să vizionați doar atunci când aveți dispoziție și timpul necesar. Acestea fiind spuse, cine are nevoie de mine, cine dorește să-mi spună ceva, mă găsește la numărul de telefon 0773-889-705. La revedere și vacanță plăcută în continuare!